În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Iubiți credincioși, suntem în duminica a doua după Rusalii. Suntem imediat după prăznuirea celor doi sfinți mari apostoli, Petru și Pavel. Suntem într-o zi care pentru mine personal are o conotație deosebită. Pe vremea mea, ca să zic așa, anii 70-80, părinții mei, lucrând în învățământ, aveau pentru această zi de 30 iunie semnificația zilei învățătorului. Acum, în ultima vreme, ați auzit că ziua învățătorului s-a translatat către 5 iunie, ziua de naștere a lui Gheorghe Lazar. N-avem nimic nici cu Gheorghe Lazar, nici cu nimic, că a făcut pentru învățământul românesc foarte multe, numai că mie mi se pare, de fapt nu mie, copilului din mine, mi se pare o nedreptate ca 30 iunie să fie dat uitării și să nu mai știe de ce este ziua învățătorului. Și cred că despre asta vreau să vorbesc astăzi. Veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Vă să zic că erau Mântuitorul pe lângă Marea Tiberiadei și a văzut pe doi frați, pe Petru și pe Andrei, fratele său, care erau în corabie cu tatăl său și dregeau mrejele. Și le-a spus, veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Și aceștia, lăsând corabia și pe tatăl său, au mers după Mântuitorul, care la câțiva pași a mai văzut alți doi frați, pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, cărora a zis la fel, și aceștia, lăsând pe tatăl său și corabia, au mers după dânsul. Iubiți credincioși, această chemare a apostolilor este una numai pentru Sfinții Apostoli, ci este o chemare pentru noi. De aceea țin foarte mult ca ziua de astăzi, imediat de după prăznuirea Sfinților Apostoli, măcar pentru mine, să rămână ceea ce este în amintirea mea ca ziua Învățătorului. Să nu credeți că este vorba de vreun învățător care predă la vreo școală, ci este ziua Mântuitorului, de la care se coboară harisma aceasta a învățării copilului. Copilul se educă, copilul se informează, dar mai ales copilul se iubește. Nu se iubește pe sine, nu e la diacteză reflexivă, ci este la o diacteză activă. Avem datoria ca tot ceea ce facem să iubim. De aceea, ziua Învățătorului este o zi în care aflăm că tot ceea ce facem noi putem să facem desăvârșit dacă facem la adânc și după câteva principii. Primul principiu pe care astăzi îl postulează Mântuitorul, atunci când spune că vă voi face pescari de oameni, adică din ceea ce faceți voi, vă voi face la un nivel superior. Ei erau pescari, pescuiau. Și cum să-i facă pescari de oameni? În primul rând, este vorba de un principiu. Veniți după mine. Nu poți să faci ceva desăvârșit dacă nu te duci după un model, dacă nu urmezi un model, dacă nu ești atras și mai ales îți place ceea ce faci, astfel încât vrei să faci la un nivel superior. În românește, next level. Dacă ne aflăm aici, trebuie să înțelegem că nu numai a propovedui este chemarea pe care Mântuitorul o lansează astăzi, ci chemarea este una la desăvârșire a tot ceea ce facem noi. Și atunci, haideți să o luăm de la capăt. Să spunem că ne aflăm în pielea unui mecanic auto care își face meseria lui și vine Mântuitorul și spune, vino după mine și te voi face mecanic adevărat. Un mecanic trebuie să își iubească meseria, să-și iubească
obiectul muncii, să nu facă nicio diferențiere dacă repară un trabant sau dacă repară un Mercedes, asta înseamnă să fii un mecanic desăvârșit. Și poți să faci din ceea ce ai meșterit tu un lucru desăvârșit prin faptul că începi să înveți. Să-ți iubești meseria înseamnă să iubești tot ceea ce înseamnă meseria ta. Să iubești inclusiv un soare după mâini. Eu cunosc câțiva mecanici pe care îi vedeam cu câtă grijă în fiecare seară își dădeau cu tot felul de prafuri pe ei ca să se spele de motorina aceea, de uleiuri, dar la sfârșit rămâneau de parcă nu se spălaseră pe mâini. Și ei erau așa de mândri, considerând că este eticheta și emblema lor. Erau așa de mândri că aveau mâinile așa de butucănoase și de imposibil de a le scoate la lumină și țineau la ele. Îmi aduc aminte și acum de un tinichigiu, că toți sunt în zona asta mecanici auto, un tinichigiu neastelică. Prin anii 70-80, foarte greu puteai să scoți un unghi la o anumită aripă, care nu era de Dacia neapărat, putea să fie și de Mercedes Cobra. Ajunsese ca noaptea să nu poată să doarmă până când nu încheia o anumită lucrare. Și ultima lovitură pe care o dădea cu atâta gingășie aripii respective era, ținea cu mâna stângă pânza de bonfire și o slobozea cam de la 7-8 cm de lângă aripă și o dădea de aproape că n-am văzut o mișcare evlavioasă de toacă, cum omul acesta mângâia opera lui. Asta înseamnă să fii pescar de oameni. Asta înseamnă să-ți schimbi atitudinea față de un lucru, să zicem, banal. Nu există lucruri banale. Dacă le faci cu dragoste, orice lucru pe care îl faci nu mai are voie să devină banal. Și nu-l mai văd nici ceilalți ca fiind un lucru banal. Vă imaginați dacă cineva chiar ar fi văzut, cum am văzut eu, cum omul acesta mângâia pur și simplu lucrarea lui, dacă te-ai fi suit la volanul acelei mașini, vă imaginați cu câtă grijă ai fi condus ca nu cumva să o lezezi într-un fel sau într-altul. Asta înseamnă să faci un lucru desăvârșit și să mergem mai departe. Nu suntem toți chemați la apostolatul acesta pe care îl credem numai într-un anumit fel, dar tot ceea ce facem este un apostolat. Suntem părinți. Să știți că a fi părinte înseamnă mai mult decât a fi pedagog, mai mult decât a fi profesor, mai mult decât a fi orice pe lumea asta. A fi părinte înseamnă a avea un copil pe care trebuie să-l ai în dragostea de a-l educa, de a-l alimenta, de a îi oferi tot ceea ce este mai bun. Și o să spuneți, păi da, dar îl cocoloșim. Nu, pentru că noi ne facem treaba noastră, pentru că societatea are toate pârghiile astfel încât să-l călească. Pentru că după ce va ieși de la noi din casă, va vedea cum arată lumea. Nu spun eu cum arată lumea. Lumea arată exact ca un pedagog pe care societatea trebuie să-l aibă. Adică trebuie să și călească. Ceea ce facem noi în casă cu dragoste trebuie să fie o pregătire a ceea ce va găsi copilul nostru pe stradă cu mai puțină dragoste. Dacă noi ne vom face datoria noastră, cu siguranță că cel care va ieși din mâinile noastre va ieși un copil atât informat cât și educat. Să nu așteptăm să-l trimitem la școală și el să vină de acolo și educat și informat. În ultima vreme trebuie să o spunem pe aia dreaptă, mai ales că sunt în ceata învățătorilor, am voie să spun și din casă. Nu o să mai vină copilul de la școală nici informat, educat, nici atât. Dar va veni cu un soi de școală nouă.
de la bullying încoace, apropo de termeni ăștia românești, începe copilul să se obișnuiască cu un soi de răspuns, cum ziceam ieri pe românește, feedback, la ceea ce transmite. Adică tu vii la școală cu temele făcute, așa, și profesorul nu te mai întreabă de teme. Și când te uiți în ghiozdan, caietul tău e făcut feliță că unul e deranjat de faptul că tu faci temele mereu. Și atunci ce faci? Vii la tata și te plângi. Și tata zice, băi, societatea e frumoasă aici la noi în casă, că o facem noi. În rest trebuie să te obișnuiești. Mie toată copilăria mi-au zis colegii țărane. Dar nu în sensul bun acela că știam să dau cu sapa mai bine decât ei. Nu, eram de la țară. Și vai, mama noastră, când ploua, trebuia să avem o sacoșă cu alte încălțări. Dar ce sacoșă cu alte încălțări puteai să ai când abia încălțările din picioare te făceau să fii a treia generație de verișori care purtai pantofii aceia? De unde să mai ai? Dar n-am avut atâția verișori. Aveam eu vreo 10 mai mari decât mine, dar până venea mie rândul să port ceea ce lăsau ei din picioare, vă imaginați că nu prea mai aveam ce. Așa că am fost obișnuit cu ceea ce se vaietă pedagogia modernă cu bullying-ul. Nu asta strică pe copil, ci lipsa dragostei de acasă. Dacă te duci acasă și te încălzești așa cum te încălzești după o zi de dat zăpada după stradă la o parte și intri în casă, așa îți poți repara sufletul tău, care la vârsta la care te afli poate să fie ușor zdruncinat de auzul unor epitete de țărane. Măi, ați văzut și voi filmul cu tare că rulează în cadrul festivalului filmului de la sate? Lucrurile acestea vă imaginați că dacă vi le spune un om la 54 de ani, înseamnă că nu le-a uitat. Și nu că nu le-a uitat din cap, nu le-a uitat din inimă. Mă străduiesc să învăț pe copii, nu numai pe mei, și pe ceilalți, că important este să știe și să învețe să trăiască cu așa ceva, nu să fugă de așa ceva. Pentru că de așa ceva nu se fuge. Cine are teamă de întuneric, dacă vrea să scape de această teamă, de fobie, ca să înțeleagă și românașul nostru, trebuie neapărat să stea cu lumina stinsă măcar vreo 2-3 ceasuri pe seară până când îi trece frica. Nu fugind de întuneric poți să te vindeci de teama de întuneric. Nu de teama de a te întâlni cu un coleg care îți mai deși o scatoalcă așa după ceafă. Nu trebuie să fugi de el. Acum nici trebuie să îl provoci ca să mai iei vreuna pe cocoașă. Dar trebuie să știi că toate lucrurile acestea îți vin ție în față ca să te educe. Pentru că sunt dureri care dor și dureri care transformă. Orice durere poate să fie una care transformă dacă știi cum să o iei, dacă știi cum să o tratezi. Pentru că astăzi pescuitul și dresul mrejelor a fost schimbat de către Mântuitorul când a spus, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iată cum se transformă tot ceea ce am învățat să facem în ceea ce este mai sublim să facem. Și spuneam de educație. Educația trebuie să meargă atât cu informația, cât și cu formarea unui copil. Din latinește, educație vine de a ex duco, adică a extrage din ceva dus în altă parte, la un nivel superior. Ei bine, la noi în școală, și pentru că sunt și eu tot din partea cealaltă a catedrei, adică cu cei răi care deschid catalogul, pot să vă spun, la noi se practică dresajul, din francez, dresser, a ridica un animal care merge în patru labe, dresat, va merge în două. Nu ăsta ar fi sensul. Sensul ar fi să înțelegem că pentru copiii noștri trebuie să evităm dresajul. Asta o faci pe aici, asta o faci pe aici. Asta e treaba lui Pavlov, stinge lumina, mă rog,
E altceva. Noi trebuie să ne educăm nu numai copiii, ci și gândurile noastre cu dragoste. Atunci când vrem să facem dintr-un lucru, așa zis banal, un lucru desăvârșit, trebuie să știm că singurul agregat care ajută tot acest transport este dragostea, implicarea în tot ceea ce facem. Așa cum am spus despre tinichigiul cneastelică, care își iubea meseria și iubea și tot ceea ce, pe tot ceea ce punea mâna, cel care știe să repare un motor la fel, așa trebuie să fim și noi cu gândurile noastre, pentru că acum transformăm puțin materialul. Nu mai este vorba de o anumită îndemânare de-a noastră, ci pur și simplu e vorba de interiorul nostru la care ne cheamă Mântuitorul. Dar să nu uităm primul pas, să mergem după model, să mergem după Hristos și apoi ne vom face pescari de oameni. Aș vrea ca astăzi, una peste alta, să facem un singur experiment. Când plecăm de aici, să ne gândim, bă, eu ce lucrez? Ce-am zis, bă, popa ăla tot? Hai să o traduc așa la mine, în ogradă. Eu ce sunt? Păi să zicem, sunt inginer. Inginerii este deja un termen foarte generic. De exemplu, un inginer în pompe hidraulice avea un copil. Și copilul clasa 4-a și îl întreabă, tati, ce e o pompă? Păi, tată, și începe inginerul. Inginerul când începe și spune pompă submersibilă, pompă de injecție, pompă de aspersiune, pompă de extracție și așa mai departe. A făcut capul așa, după vreo jumătate de oră, copilul s-a uitat săracu în alte părți și zice, acum ai înțeles? Zice, da, tati, dar explicăm și mai departe. Ce? Uite, am la istorie. Zice că Nero a intrat în Roma cu mare pompă. Ce vreau să vă spun? Dacă noi suntem chitiți așa numai pe alea inginerești sau în partea cealaltă, numai pe cele ale umaniștilor și nu vedem și nu simțim că cel de lângă noi are nevoie de o explicație nu din ograda noastră, ci din ograda lui, în primul rând, atunci când te întreabă un copil, trebuie să te gândești la ceva. În ce context mă întreabă copilul ăsta? Cam ce ar vrea de la mine? Și dacă ai nelămuriri, zici, mă, tati, e vorba de vreo pompă, de bicicletă, de să-ți arăt cum merge pistonul, cu cilindru și mai departe, sau altceva, ce se întâmplă? Pentru că riscăm la un moment dat să ne slobozim în a face noi pescuitul nostru și să uităm că Hristos vrea ca pescuitul nostru să fie transformat în ceva sublim. Adică, să traducem pe românește, calitatea noastră de părinte este o calitate grosieră dacă nu o șlefuim, dacă nu o facem să strălucească. Și cum a zis și ieri, cum zicea părintele Sine, tată, trebuie să mai împrăștie o mireasmă, rămâne ceva grosier calitatea de părinte. Dar această calitate de părinte, astăzi Hristos ne spune, veniți după mine și voi face pescar de oameni. Înseamnă că această calitate de părinte trebuie șlefuită până la a face din copil tot ceea ce este mai frumos, tot ce este mai interesant din tot ceea ce știm noi să dăm mai departe. Pentru că acesta este mesajul. Trebuie să plecăm de aici, din biserică, cu un mesaj. Așa. Și cum am spus, plecăm spre casă și fiecare să se gândească. Băi, ce sunt șofer. Sunt șofer. Păi, cam ce aș putea eu să fac, mă, dacă sunt șofer? Păi putea să faci. În primul rând, să-ți iubești mașina pe care o conduci. Primul efect al dragostei față de obiectul muncii, oricare ar fi el, dar acum să zice că este mașina, va fi un dialog non-verbal. Să nu începeți să auziți voci că vă duceți la psihiatrie după aia. Dialogul acesta cu un obiect pe care tu îl iubești în sensul profesional cuvântului te va ajuta să înțelegi, să ai urechile aciulite atunci când motorul începe să dea niște semnale, să nu ambalezi la 4.000 de ture în oraș, să nu încerci să faci niște viraje prea bruște. Asta înseamnă, dacă ești șofer, să fii la nivelul următor.
cum au fost pescarii din pescari de pește în pescari de oameni. Și mai departe, poate că unul este chiar agricultor, nu țăran, agricultor. Că, din păcate, țăranul ăsta, ca terminologie, este luat în derâdere. Omul își iubește ogorul, sapa. Și atunci, cum poate să fie și el? Să știți că nu se face vreo nedreptate unei categorii în defavoarea altei categorii. Nu. Omul acela, dacă își iubește pământul, are grijă să-l sape, să-l alinieze, să-l ude și să aibă grijă, atunci când plouă prea mult de sus, să facă niște drenajuri, astfel încât să fie un pământ bun în care sămânța va rodi însuțit. Înseamnă că mesajul nostru de astăzi este un mesaj cu aplicabilitate maximă în tot ceea ce facem noi. Și vreau să închei cu ogorul casei noastre. Adică, dacă tot am vorbit despre meserii, există și meseria de soț și de soție. Am zis despre părinți, am zis despre copii, dar singura strategie în care putem să luăm partea brută a termenului și a fișei postului de soț, să o ducem la desăvârșire, este foarte simplă. Să înlocuim calitate de soț cu calitate de soție și invers. Și o să vedeți ce greu este să calci o cămașă, o să vedeți ce greu este să faci un pat, o să vedeți ce greu este ca după ce te ridici de la masă să nu pleci la tine la citit. Și atunci, dacă ai inversat aceste calități, cu siguranță că aproape că ai auzit chemarea Mântuitorului: vină după mine și te voi face pescar de oameni. Adică, atunci când stai la masă și auzi aceste cuvinte ale Mântuitorului, la chemare către desăvârșire, imediat iei măsura. Da, să fac așa. Va să zic că ce face soția mea în mod normal, trebuie să fac eu acum, tot în mod normal. Și să vedeți că veți avea, după o anumită antrenare, o bucurie fantastică. Aceea, cum v-am mai spus și altădată, în loc să turuiți "te iubesc" în 15-20 de mesaje pe zi, după prima cafea de dimineață, luați ambele cești și le spălați. O declarație mai frumoasă decât aceasta nu puteți să o scrieți nici în 10 romane. Asta înseamnă să te facă pescar de om. Să te facă dintr-o banalitate de fișa postului în ceva sublim. Pentru că, de fapt, acesta este mesajul Evangheliei de astăzi. Eu mă rog lui Dumnezeu, chiar risc să vă spun de-a dreptul, nu pentru dumneavoastră, mă rog în primul rând pentru mine, să ascult mai bine ceea ce am spus eu însumi, pentru că mă străduiesc de mult, vă spun că n-am ajuns încă la desăvârșire, dar sunt pe drum. Nu vă spun că am făcut numai jumătate de pas, am făcut. M-am așezat pe direcție. Și aș vrea ca după ce eu mă desăvârșesc, dumneavoastră să vedeți în mine aceste lucruri și să spun atât. Fraților, știți, chiar se poate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să rămână excepțional.